asta face nașterea din nou. Intri într-un rând unde știi că Dumnezeu acum este real, inimitere. Înainte nu era, dar acum este real, știi că știi. Asta face nașterea din nou. Ești sigur că e ceva înăuntru tău, nu poți nici să-ți explici, dar e ceva care te și atrage. E ceva care te atrage și asta am văzut la foarte mulți oameni acolo. Au avut această realitate. Deci vindecările și toate lucrurile sunt ca să ducă acești oameni la această realitate cu Dumnezeu. Gândiți-vă. Și am văzut asta în fețele oamenilor acolo. Ceea ce este extraordinar. Pentru că în momentul în care un om are această realitate, nu mai trebuie să-l iei de mână. Religia îl ia de mână. Această realitate este viața lui, devine viața lui. Amin. Și sunt experiențe în care, în această realitate, acel om începe să se dezvolte. Dar este realitatea. Este realitatea care... Și asta am văzut și, bineînțeles, puterea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu împreună face acest lucru. Slava lui Dumnezeu este realitatea. Puterea lui Dumnezeu... nu o să intru în acest lucru. Ok. Am un cuvânt care pentru biserică, sunt câteva minute care vreau să împărtășesc și cred că este foarte important pentru noi. Există un loc unde devenim părtași cu suferințele lui Hristos. Ascultați-mă ce vă spun, este un lucru foarte important ca să înțelegem acest lucru, pentru că această realitate poate fi eliberată în, dacă vreți, dimensiuni mult mai adânci când noi înțelegem acest lucru. Deci este realitatea Duhului Sfânt în viețile noastre. Este că noi suntem meniți, biserica, să cărăm această realitate. Prezența Duhului Sfânt. Și nu este practic și de asta vreau să vă... Am și două scripturi, imediat vreau. În Filipenii 3:10 Apostolul Pavel zice așa: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Și imediat Domnul mi-a dat o scriptură care o avem în o găsim în Matei 5:43, care îi spune așa: ai auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Deci clar știm că face cotație din Vechiul Testament. Dar eu vă spun, și aici este unde intrăm în ceea ce ne spune Apostolul Pavel: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăști și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Și după aia zice: ca să fiți fii ai Tatălui. Deci manifestarea fiilor lui Dumnezeu se manifestă în această suferință. Haideți să vă spun ceva. Ca să iubești vrăjmașul e suferință. Ca să-ți iubești vrăjmașul, intri în suferință, intri în părtășie, de fapt, cu el. De câte ori vedem exemple care spun vedem pe Iisus Hristos când zice: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Vedem pe Ștefan: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ce vorbește acum? Noi știm că din Scriptură noi nu ne luptăm, chiar avem în Efesenii 6:12, noi nu ne luptăm împotriva cărnii și sângelui. Trebuie să începem să facem această diferență între carcasa omului. Să începem să facem diferența, să vedem prin omul acela. Pentru că acel om este, dacă vrei, și poate să fie atins de răspunsul nostru. Deci da, sunt de acord, este mântuirea de la Dumnezeu, da, sunt, dar noi suntem punctul acela în care răspundem în ceea ce face Dumnezeu. Deci ascultați că este foarte... Nu vreau să ne ducem într-o direcție. Sunt doi poli în care intri într-o religie și faci ca să obții. Nu despre asta vorbesc. Și nici în cealaltă direcție în care zici: nu trebuie să fac nimic, este harul lui Dumnezeu, Dumnezeu face totul. Nu, dragul meu. Suntem noi care suntem chemați să iubim vrăjmașii.
Nu Dumnezeu. Suntem noi aceia care binecuvântăm. Nu Dumnezeu. Suntem noi aceia care afișăm, dacă vreți, mireasma lui Hristos. Imaginați-vă că cineva, și în general cele mai... Este un cuvânt pentru biserică. Asta în primul. Este cineva, de exemplu, cei mai mulți sunt apropiați, care noi avem cele mai mari probleme. În care vin ghidați de acțiuni, ghidați de lucruri care se întâmplă în viața lor și ne aruncă niște cuvinte. Chiar fără să-și dea seama. De felul cum noi răspundem, rețineți, de felul cum noi răspundem, noi putem deschide acelui om să poată să vadă mireasma lui Hristos în viața noastră. Suntem noi aceia care deschidem ușa ca ei să poată să-L vadă pe Hristos. Noi suntem biserica, noi suntem lumină. Deci da, avem și este o mare parte în care viața noastră și asta vine în momentul în care, rețineți, acea dragoste care noi avem pentru mire și devenim părtași suferințelor Lui este pentru că Îl iubim. Și pentru că știm cât de mult El iubește lumea. Și știm cât de mult dorește ca El să fie arătat așa cum este. Deci este, și asta cred eu că este un cuvânt pentru biserică și aș vrea să vă încurajez să ne uităm adânc, pentru că în acest schimb, nu doar cei care sunt atinși beneficiază, cu toate că ăsta este ciclu, ci și noi suntem schimbați în acest proces. Amin. Și ajungem într-un loc în care împărăția începe să ocupe, practic, din ce în ce mai mult. Lumea nu vrea să audă suferință. Haideți să vă spun ceva. Și se predică foarte puțin crucea, dar dacă, și de asta eu vin împotriva multor chestii, poate oamenii nu sunt obișnuiți. Nu există, dragii mei, luptă cu păcatul. Nu există să te lupți cu păcatul. Nu există lucrurile astea, nu sunt ce spune Biblia. Nu sunt ce, este altceva, dar nu există. De ce vreau să vă încurajez? Pentru că există un loc unde nu numai suntem liberi complet, dar devenim acest portal pentru oameni. Și vreau să, și toți creștem, suntem toți la fiecare, la un nivel diferit, dar asta este practic portalul în care noi creștem. Amin? It's a privilege to be here and... E un privilegiu să fiu aici. Bucharest. În București. I've heard of it, but I've never seen it before. Am auzit despre București, dar n-am fost niciodată până acum. And it's more than I expected. Și e mai mult decât mă așteptam. Amen. Amin. You know God is here? Știți că Dumnezeu e aici? Amen. Bless the Lord. Binecuvântat să fie Domnul. My name is Mark Hughes, I come from Belfast. Mă numesc Mark Hughes, vin din Belfast. It is in Ireland. Este o insulă. Ireland. Este Ireland, în Irlanda, yeah. Da. It's also part of the United Kingdom as well. Este parte din Marea Britanie. But I was born in Tripoli. M-am născut în Tripoli. Which is North Africa. Care este nordul Africii. And my mom just happened to be with my dad who was in the army. Mama mea era împreună cu tatăl meu acolo, care tatăl meu era în armată. And he was stationed there in Tripoli. He was in Tripoli. Și ei erau atunci în Tripoli când am născut. Bless the Lord. Binecuvântat să fie Domnul. Let's look at God's word this morning. Să privim spre cuvântul Domnului dimineața asta. Don't fall asleep. Să nu adormiți. Listen to what God has to say. Ascultați și primiți ce are Domnul. Don't look out the window. Nu vă uitați pe fereastră. There's nothing out there. Nu e nimic interesant acolo. Just for 20 minutes, just listen to what God has to say. Timp de 20 de minute să ascultăm ce are Domnul să ne spună. Because He has brought you here today to speak to you personally. Pentru că El v-a adus astăzi aici ca eu să vă vorbesc vouă personal. The Bible tells us in Mark's Gospel. Biblia ne spune în Evanghelia lui Marcu. That Jesus was on His way to Jerusalem. Domnul Iisus mergea spre Ierusalim. He was on his way to die on the cross for mankind. Era pe drumul care îl ducea la moartea pe cruce. Amen. Amin. Help me say amen. 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 And they went to Jericho. Și mergeau spre Ierihon. And it says that
When they came to Jericho, there was a great number of people. Și acolo când au ajuns în Ierihon, era un mare număr de oameni. Thank God Jesus draws people. Mulțumim Domnului că Domnul Iisus atrăgea oamenii. I trust that Jesus has drawn you here today. Am încredințarea că Domnul Iisus v-a adus astăzi. That's why we go to church. De aceea mergem la biserică. We come to meet with Jesus. Mergem acolo să ne întâlnim cu Domnul Iisus. Hallelujah. So there tells us there was a beggar. Și cuvântul ne spune că acolo la marginea drumului era un cerșetor. And his name was Bartimaeus. Și se numea Bartimeu. In fact, the Bible describes him as blind Bartimaeus. De fapt, Biblia spune despre el că era orbul Bartimeu. Because he was blind. Pentru că era orb. And it says that he sat by the wayside begging. Și spune Biblia că el stătea deoparte pe la marginea drumului cerșind. I want you to understand his situation. Aș vrea să înțelegeți situația lui. Just close your eyes for 2 seconds. Închideți ochii pentru câteva secunde. Imagine that this is all you see. Și imaginați-vă că asta este tot ceea ce vedeți. 24/7. 24 de ore din 7 zile. Yeah. It's not nice. Nu e drăguț. It's difficult. Să vezi întunericul acesta tot timpul. I admire those people that are blind that can go about and live their normal life. Îi admir pe cei orbi care pot avea o viață normală, se descurcă să trăiască o viață normală. But here he is, he's sitting by the wayside. Dar iată-l aici pe Bartimeu șezând la marginea drumului. He doesn't have much of a future. El nu are un viitor prea bun. He can't get a job. Nu-și poate obține o slujbă. He gets no support. Nu are sprijin. He just begs. El doar stă acolo și cerșește. He's just on the mercy of people. El depinde de mila oamenilor. You know, in the culture in that day. În cultura acelor zile. They believed that God was punishing him. Oamenii credeau că acest fel de oameni orbi erau pedepsiți de Dumnezeu. But if you were rich, God was blessing you. Dar if you were rich, you were blessed. If you had money, you were blessed. Dacă aveai bani, erai binecuvântat, în schimb. So here he is. Deci iată-l pe Bartimeu. Just at the right time. Șezând acolo la momentul potrivit. He'd been there many times before. El nu a mai... He'd been there daily. Every day. He had been there many times before. El a mai fost acolo. I'm sorry. Deci el mai fusese acolo în locul acela de atâtea ori înainte. But today was going to be different. Dar astăzi va fi ceva, urma să se întâmple ceva deosebit pentru el. You come to church many times. Tu vii la biserică de multe ori. But today is going to be different. Dar astăzi va fi diferit. Hallelujah. Today is the day that you're going to meet with God. Astăzi e ziua în care te vei întâlni cu Dumnezeu. Today is the day that your life will be transformed. Astăzi este ziua în care viața ta va fi transformată. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. So he hears the crowd, he hears the noise. Deci el aude zgomotul, aude mulțimea trecând. He asks someone what's going on. Și îi se pare ciudat și întreabă pe cineva ce se întâmplă. What is all the excitement about? Despre ce vorbesc toți și strigă toți? Someone told him. Cineva îi spune. It's Jesus. Trece Iisus. Hallelujah. Hallelujah. When he heard it was Jesus. Când aude că trece Iisus. He got excited. El spune. Excited. E devine foarte entuziasmat. Something stirred within him. Ceva îi trezește în el așa o emoție. That this was an opportunity. Faptul că asta e o oportunitate pentru el. For his life to be changed. Pentru viața lui să fie schimbată. He didn't want to be in the way he was. El nu mai voia să fie în condiția în care era. But it was beyond his control. Dar lucrul ăsta era peste puterea lui. He couldn't change his own circumstances. El nu putea să-și controleze circumstanțele vieții. But thank God. Dar mulțumir fie Domnului. He was meeting someone who could. El a întâlnit pe cineva care putea să schimbe viața. I don't know what your circumstances are this morning. Nu știu care sunt circumstanțele vieții voastre. But I know who can change them. Dar știu cine le poate schimba. Hallelujah. It's Jesus of Nazareth. Iisus din Nazaret. Amen. You know, as I said, he got excited about Jesus being there.
Deci acest om orb s-a entuziasmat auzind că trece Isus. But he must have heard of Jesus before. El trebuie că a mai auzit de Isus înainte. That's why it's so important. De aceea e foarte important. That we tell ones about Jesus. Ca noi să spunem oamenilor despre Isus. That we tell our family about Jesus. Să spunem familiei noastre despre Isus. That we tell the people in the street about Jesus. Să spunem oamenilor pe stradă despre Isus. He had heard. El a auzit. We need to tell. Noi trebuie să le spunem. There are people who have not heard. Oamenilor care nu au auzit. But here was his opportunity. Dar aici a fost oportunitatea lui, șansa lui. He begins to cry out. A început să strige. He begins to shout. A început să shout, it gets louder. Să strige mai tare, să vorbească. He gets louder and he gets louder. Mai tare și mai tare. But listen to what he says. Dar ascultați ce spune. Jesus, thy son of David, have mercy on me. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Jesus, thy son of David, have mercy on me. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. So I can be like too, Marius. They told him to be quiet. Oamenii l-au certat, el să tacă. Stop shouting. Nu mai striga. But he shouted even more. Dar el a strigat și mai tare. Hallelujah. Stop shouting. Încetează să mai strigi. But he shouted even more. Dar el a strigat și mai tare. Why was he still shouting? De ce el continua să strige? Because it was his opportunity. Pentru că aia era șansa lui. He was not going to miss his opportunity. El nu voia să-și piardă această oportunitate. Don't miss your opportunity. Nu vă pierdeți oportunitățile. Amin. Grab it with both hands. Apucați-le cu amândouă mâinile. Jump in with two feet. Nu vă îndoiți picioarele. Yeah, yeah. You get it? No? Jump in. Săriți în față cu amândouă picioarele. But the people said, be quiet. Dar oamenii spuneau, taci. It was easy for them to say that. Pentru ei era ușor să spună asta. They were not blind. Pentru ei nu erau orbi. They were not beggars. Ei nu erau cerșetori. They had a future. Ei aveau un viitor. They had a life. Aveau o viață. But this was his life. Dar viața lui era altfel. That needed changed. Care avea nevoie de schimbare. It's not about the crowd this morning. It's not about other people. Other people. Alți oameni? Nu este vorba despre alți oameni. Nu e vorba de alți oameni. It's not about someone. It's you and Jesus. Este vorba doar de tine și Isus. He could have kept quiet. El ar fi putut să tacă. And stayed the way he was. Și să rămână în situația în care era. He could have listened to what people had to say. Ar fi putut asculta de oameni. And stayed blind. Și să rămână orb. Don't stay the way you are this morning. Nu rămâne în situația în care ești. Don't hear the voice of people this morning. Nu asculta vocea oamenilor în dimineața asta. Hallelujah. But hear the voice of God. Ascultă vocea lui Dumnezeu. Hallelujah. Amin, aleluia. It was no accident. N-a fost o întâmplare. That Jesus was passing by. Că Isus trecea pe acolo. Let me tell you that Jesus knew he was there. Dați-mi voie să vă spun că Domnul Isus știa că acel om este acolo. He went to meet with him. Domnul Isus a trecut pe acolo ca tocmai să se întâlnească cu omul acesta. Bartimaeus didn't know that. Bartimaeus nu știa asta. But Jesus did. Dar Domnul Isus știa. Hallelujah. Hallelujah. He knew you would be here this morning. Știa că el va fi, că tu vei fi în dimineața asta aici. Hallelujah. You didn't know that he would be here to touch you. You didn't know he would be here. Poate tu nu ai știut că el va fi aici și îți va da o zi deosebită azi. But he cries out a wonderful thing. He cries out. Yeah, el a strigat și a cerut un lucru extraordinar. Jesus, thy son of David. Iisuse, fiul lui Dumnezeu. Yeah, a title for the Messiah. Asta era un titlu pentru Mesia. He was saying, Jesus, you are the Messiah. Practic el a spus, Iisuse, tu ești Mesia. He couldn't see physically. El nu putea să-l vadă fizic. But he could see spiritually. Dar spiritual a putut să vadă lucrul acesta, acest adevăr. Thank God we can see Jesus for who he is. Mulțumim Domnului că și noi putem să-l vedem pe Domnul Iisus cine este el. But only in the spirit. Dar numai în Duhul, în People spiritul.
see and don't understand. Oamenii obișnuiți văd și nu înțeleg. But we can't understand with the flesh. Noi nu putem înțelege prin carnea noastră. But in the spirit. Dar în Duhul, da. Jesus, I, son of David. Iisuse, fiul lui David. Have mercy. Ai milă. Lord, have mercy. Doamne, ai milă. On me. De mine. Bless the Lord. Binecuvântat să fie Domnul. And when they told him to be quiet. Ei au spus să tacă. He kept shouting it. Dar el a continuat să strige. Never be afraid to praise God. Niciodată să nu vă fie teamă să lăudați pe Domnul. Amen. Some people may not like it. Poate că unor oameni nu se le plac asta. That's okay. Dar e în regulă. But I love Jesus. Dar eu iubesc pe Domnul Iisus. And I will worship him. Și eu mă voi închina lui. Amen. So Jesus stands still. He stops. Deci Domnul Iisus se oprește. And he tells them to bring him to Jesus. Și spune oamenilor să-l aducă pe orb la el. Think of it. Bring him to me. Aduceți-l la mine. Bring them to me. Aduceți-l la mine. Bring your friends to me. Aduceți pe prietenii voștri la mine. Bring your family to me. Aduceți familia voastră la mine. You know God picks your family for you. Știți că Dumnezeu este acela care a ales familia pe care o aveți pentru voi. He makes no mistakes. El nu face greșeli. You are in the right family. Voi sunteți în familia. Whether they're walking with God or not walking with God. Fie că familia e credincioasă sau nu. God has chosen your family. Dumnezeu a ales familia pentru voi. So we have a responsibility to pray for them. Noi avem o responsabilitate să ne rugăm pentru familie. And to share with them. So they go to Bartimaeus and they said, "It's okay, Bartimaeus, he's calling you." S-au dus la Bartimeu și au spus, "Vino, Bartimeu, că te cheamă." The people that were saying, "Be quiet." Oamenii care înainte îi spuneau, "Taci." Are now saying, "Come on." Acum îi spuneau, "Vino." They've changed. S-a schimbat. Because it tells me in God's word. Pentru că spune cuvântul Domnului. He commanded him to be brought to him. Domnul Iisus a poruncit ca Bartimeu să fie adus la el. There was no option. Nu era o altă alternativă. He didn't say, "If you want to, bring him." Domnul Iisus nu a spus, "Dacă vreți, aduceți-l la mine." No, he says, "Come." El a spus, "Vino, aduceți-l." And they go and they say, "Be of good comfort." Și ei s-au dus la el și i-au spus, "Rise, he's calling you." Bucură-te, ridică-te, vino că te cheamă. And he pulls off his garment. Și el și-a dat haina jos. And I'm sure he runs. Și sunt sigură că a alergat. To Jesus. La Iisus. You see, he had a divine appointment. El a avut o programare, o întâlnire divină. You know, in life we have so many appointments. În viață avem atâtea întâlniri. We have doctor's appointments. Avem la doctor programări. Appointment, yeah. We have job appointments. Avem programare la muncă, jobul nostru. But we have divine appointments. Dar avem și programări, întâlniri divine. Amen. We live in God's diary. Noi suntem trecuți în agenda lui Dumnezeu. And he has appointments written down for us. Și are acolo trecute programări pentru noi. Aleluia. Tomorrow you will meet someone. Mâine vei întâlni pe cineva. At 3 o'clock you will be at McDonald's. La ora 3 o să fii în McDonald's. Because there will be someone there. Pentru că acolo va fi cineva. Now I want you to talk to. Căruia vreau ca tu să-i vorbești. Amen. Amin. Yes, we live not on our own diaries, but we live by His diary. Deci noi trăim nu doar în acord cu agenda noastră, ci cu agenda lui Dumnezeu. Don't miss your appointment. Nu ratați programările voastre. I'll say it again, don't miss your appointment. O spun din nou, nu vă ratați programările. With God. Cu Dumnezeu. So he throws away his garments. Își aruncă haina. That says that he is blind. Care arăta despre el că e orb. And he goes to Jesus. Se duce la Isus. And Jesus said unto him. Și Domnul Isus îi spune. What will you have me to do for you?
Ce vrei să fac pentru tine? Let me ask the question this morning. What would you have Jesus do for you? Dați-mi voie să vă întreb astăzi. Ce vreți ca Domnul să facă pentru voi astăzi? Let me ask it again. What would you have Jesus to do for you? Vă întreb din nou. Ce vreți să facă Domnul Iisus astăzi pentru voi? It seemed obvious what the man needed. Este evident. It was plain to see. It was easy to see. Era ușor de văzut ce anume și-ar fi dorit el, omul. He was blind. El era orb. He wanted his sight. Își dorea vederea. He wanted to be healed. Voia să fie vindecat. So he says, Lord. El spune, orbul spune, Doamne. That I may receive my sight. Vreau să-mi capăt vederea. Wow. Join that. Jesus said unto him. Și Domnul Iisus i-a spus. Go your way. Go pull thy way. Du-te. Thy faith has made thee whole. Credința ta te-a mântuit. Du-te. Credința ta te-a mântuit. And immediately. Imediat. He received his sight. El și-a căpătat vederea. And followed Jesus. Și a mers după Iisus. Hallelujah. I want you to catch that. Vreau să prindeți sensul. I want you to understand. Vreau să înțelegeți. The greatest thing was not receiving his sight. Cea mai mare vorbă nu este că și-a, cel mai mare lucru că și-a primit vederea. But it was following Jesus. Ci că el pe urmă l-a urmat pe Iisus. You know, if we get healed in our bodies, if we get healed from sickness, dacă suntem vindecați de boli în trupul nostru, sickness can return again. Boala se poate întoarce înapoi în trupul nostru. We will all die sometime. Și la un moment dat toți murim. But when we follow Jesus, de atunci când urmăm pe Iisus, it is for eternity. Este pentru toată veșnicia. Hallelujah. Hallelujah. To know Jesus as your Savior is more important. Ca să-L cunoști pe Domnul Iisus ca salvator al tău este mult mai important. But here we have Bartimaeus. Iată-l aici pe Bartimeu. He receives his sight. El își primește vederea. He follows Jesus. Îl urmează pe Iisus. He no longer has to beg by the wayside. El nu mai trebuie să stea la marginea drumului să cerșească. He can see his kids, his children. El acum își poate vedea copiii. He can get a job. El poate să primească o slujbă. He can provide for others. El poate să să facă să muncească pentru alții. Sorry about that. Provide, yeah. God changes life that day. Dumnezeu i-a schimbat viața în acea zi orbului Bartimeu. Hallelujah. Because he didn't give up. Pentru că el nu a renunțat. No matter what people said. Indiferent ce au spus oamenii. He didn't give up. El nu a renunțat. He was persistent. El a fost insistent. In faith. Și credincios. He believed. El a crezut. That it was his opportunity. Că aceea este oportunitatea lui. And he was right. Și a avut dreptate. Yeah. Just in finishing. Just to finish. Ca să încheiem. It tells us at the beginning in verse 46. Ni se spune la început, versetul 46, în versetul 46. Blind Bartimaeus. Deci la început se spune orbul Bartimeu. We all know him as blind Bartimaeus. Toți cunoaștem ca orbul Bartimeu. But now he's no longer. Dar acum el nu mai este. Blind Bartimaeus. Orbul Bartimeu. Now he is Bartimaeus. Acum este Bartimeu. Hallelujah. Amen. Amin. He no longer carries the tag of blind Bartimaeus. El nu mai poartă titlul acesta de orbul Bartimeu. When we get saved, we pull off the tags, the labels. Etichetele. The label. Yeah. Okay. Yeah. Când suntem salvați, etichetele astea dispar. He was labeled as being blind. Deci el a avut această etichetă de a fi orb. The world will label us. Și oamenii ne pot pune nouă etichete.
But thank God he takes off the labels. Dar mulțumim Domnului că El este Cel care ne ia etichetele. We are no longer crazy. Nu mai suntem crazy, nebuni. We're no longer what the world calls us. Nu mai suntem așa cum ne numește lumea. But we are what Jesus calls us. Dar noi suntem așa cum Domnul Iisus ne numește. The world will say that you are depressed. Oamenii spun de tine că ești deprimat. They will put on the tag of sickness. El spun despre tine că ești bolnav. But Jesus breaks them all. Dar Domnul Iisus distruge toate acestea. Just for a few moments we're going to worship the Lord. Peste câteva minute ne vom închina Domnului. Sau câteva minute. Let's stand in the presence of God. Vom rămâne în prezența Domnului. This is your divine appointment. Acesta este momentul întâlnirii tale divine cu Dumnezeu. This is your opportunity. Este oportunitatea ta. God has brought us all the way from Belfast. Dumnezeu ne-a adus tocmai din Belfast. To tell you this is the time. Ca să vă spunem că acesta este momentul. I said this is the time. Acesta este momentul. This is the beginning of something good. Este începutul unui lucru bun care se întâmplă. I declare today that God is moving by His Spirit. Declar astăzi că Dumnezeu se manifestă aici prin Duhul Său. We on Tuesday will fly back home again. Noi marți vom zbura din nou în acasă, vom zbura acasă. But God remains. Dar Dumnezeu va rămâne aici. Hallelujah. God is here. Dumnezeu este aici. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.